Sunt în libertate și nu, a fost doar o intimidare. Ca orice măsură abuzivă se face pentru întuneric, după lăsarea serii, așa? La ora 20. Da, au venit la domiciliu. Așa. Eu plecasem fix cu 5 minute înainte să iau pizza copilor. M-a sunat copilul cel mare, tată, vezi că e o dubă cu mulți polițiști aici și se învârte sirena albastră. Mă rog, copilul mi-a descris ce se întâmplă. Tată, stai liniștit, du-te la etajul 1 acolo de sus și filmează tot. A deschis mama lor ușa, da? Și le-a spus, vă plecați de aici din poartă, că eu nu vă semnez niciun fel de proces verbal de comunicare. Până la urmă s-a dovedit a fi o simplă procedură de comunicare a unui proces verbal. Este o amendă în cuantum de 7.000 de lei pentru un protest la care nici măcar n-am fost organizator. Din 11-11, acum contest tot. Vreau să transmit un lucru domnilor jandarmi care îmi trimit aceste scrisorele de amor. Am pornit acțiuni în instanță pentru contestarea acestor procese verbale. De asemenea, o să am asistență juridică pentru a demonstra discriminarea și abuzul la care sunt supus. De asemenea, o voi îndrepta către toți cei care semnează aceste procese verbale, către Direcția Generală de Jandarmerie a Municipiului București, către Inspectoratul General de Jandarmerie al României și către MAI în instanță. Deci ne vedem în instanță.